Astrologii dezvăluie care sunt zodiile peste care dă norocul în luna martie. Nativilor născuți în aceste semne zodiacale le va merge bine pe plan profesional, financiar, precum și romantic. Horoscopul vorbește despre o perioadă a abundenței în prima lună de primăvară în cazul acestora. Soarele va răsări pe strada ta în luna martie 2023. Este foarte important să intuiești momentul în care să acționezi. Vei primi multe oportunități, în mod deosebit pe plan profesional. S-ar putea să reușești să obții o ofertă foarte bună. Totul depinde însă de deciziile pe care le iei tu. Nu trebuie să amâni foarte mult hotărârea. Luna martie 2023 va fi plină de activitate pentru tine. Acasă vei avea de făcut schimbări. Posibil să fie vorba despre unele renovări sau punerea în aplicare a unor proiecte mai vechi. La locul de muncă vei avea multă energie și vei reuși să dai randament. Odată cu această evoluție, ai putea să primești și un bonus din partea superiorilor. Capricorn, până în martie 2023, astrele te-au taxat scump pentru greșelile trecutului. Ai tranzitat o perioadă în care ai învățat foarte multe lucruri despre cum trebuie să acționezi. În fața situațiilor noi din viață, analizezi bine și abia apoi iei o decizie în consecință. Ești mult mai ancorat în realitate decât de obicei. Ești una dintre zodiile care se va bucura de mult noroc în luna martie 2023. Vei reuși să reglezi lucrurile pe plan financiar, astfel încât vei ajunge cu calculele la zi. S-ar putea să ai nevoie de îndrumări în anumite privințe. Totuși, nu vei avea probleme cu banii, iar la locul de muncă, lucrurile evoluează în favoarea ta. Relatează playtech.ro.